Bună seara, dragilor! Seara asta o să vă arate bade o chestie tulburătoare care și eu la rândul meu am învățat-o de la un dinozaur în istorie fără glorie, de la domnul Tomuța Florin, vis-a-vis de tahograful analog. Vedeți voi chestia aia care pâlpâie, acel semn al exclamării. Lucrul ăsta se întâmplă de regulă când umbli la baterii mai mult timp, deci a rămas fără curent, și tahograful va avea afișajul acesta, semnul acela exclamării, și pâlpâie ora. Ceea ce înseamnă că nu este reglată ora. Dacă vom pune o diagramă, să zicem, o să vedem că el a rămas la ora când s-a scos borna de pe baterii și a rămas în urmă, practic. Nu mai e după cum ar trebui să fie. Și atunci ce facem? Atunci vom face felul următor. Vom extrage sertarul. Noi suntem în repaus. Așa, pur și simplu, vom scoate ambele diagrame din tahograf și vom introduce sertarul. Acum el se reglează automat. Și gata, nu mai pâlpâie. Este ora care trebuie, a dispărut semnul exclamării, a dispărut semnul exclamării și din bord. Deci, racheți! Deci așa se reglează tahograful analog, digital, în cazul în care aveți problema asta pe care tocmai v-am arătat-o. Pâlpâie ora, înseamnă că ați umblat la baterii mai mult timp. Deci a rămas fără curent și din cauza asta. Și așa se reglează. După care vom extrage sertarul și vom pune diagrame noi, bineînțeles. Da? Deci eu o să pun pe asta care trebuie. Opa. Mai greu cu o mână. Opa, unde e? Aha. Atenție cum puneți diagrama. Doamne, 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 că e mai greu cu o mânuță. Așa, da? Țac, ai de pe șofer 2. Tot timpul trebuie să fie... trebuie să fie diagramă în aparat la șofer 2, anulată, dacă lucrați singuri. Iar acum... vom scoate... o diagramă nouă. Și o vom pune aici, că deocamdată nu avem nicio treabă cu dânsul, doar să nu stea gol. Înțelegeți? Așa. Și, de fapt, stați așa mai bine, că o să apară criticii de artă. E mai bine așa, da? Am completat-o, să nu fie probleme și discuții. Avem data, kilometri și așa mai departe și o vom pune în tahograf. Atenție la fanta respectivă. Bă, dar ce rău e cu o mână. Așa. Opa, așa. Așa, să facă clicul ăla pe care l-ați auzit și asta este toată distracția. Și a intrat în repaus. Da. Da, cam atâta, dragilor. O să ne ocupăm în continuare de montarea activități de weekend, vorba aceea. O să montez cafetiera care am primit-o de la Marius. Dar Dumnezeu sănătate. Și o să revin cu când e spre gata cu alte clipuri.
Vă mulțumesc pentru atenție, dragilor. Sper să vă ajute numai bine și rău la nimeni. Ciusii!